Impactul fatal dintre nava de pasager Mogoșoaia și convoiul bulgăresc Petar Karamintsev s-a produs datorită nerespectării regulilor de navigație de către convoi. Diferența de tonaj a făcut ca nava de pasager Mogoșoaia să se scufunde rapid, provocând moartea a 207 persoane din cele 222 aflate la bord. Cele mai multe dintre acestea erau navetiști din satul Grindu. Autoritățile comuniste au făcut un secret din catastrofă și doar numărul mare al victimelor a făcut să apară în presa strict cenzurată câteva rânduri despre accident. În urma unui proces încheiat în 1993, comandantul bulgar a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar nu a stat încarcerat decât 2 luni. Familiile victimelor au primit despăgubiri de la statul român, iar în momentul tragediei li s-au dat gratuit sicriele și anumite cantități de alimente pentru pomană. Militar, mai mică! Ce să-l vezi, maicuță!